ce tare e amuleta de apă? Surioară! Nu, uite-te! E întunericul! Oh, nu! Trebuie să ne transform! Repede! Lumină! Uh-oh, eu am fugit! Facem asta! Haideți să ne axăm pe amulete! Of, mâine o să avem amulete, le putem să luăm cu amuletă! Așa că, dacă cumva ne duce într-o capcană și noi nu putem să formăm steaua și lumina ca să o înviem pe mama noastră sau ca să putem să îl învingem, trebuie să fim precaute! Bine, ai dreptate, haide să mergem! A, nu știu de tine, dar eu cred că o să stau transformat în seara asta! A, eu ți-am zis să nu! Bine, de transformare! Așa, mă pot să mă culc și eu o oră! Unde sunt? Cine ești tu? Sunt Emma! Emma? Cine e Emma? Zici-mi cine e Emma? Am uitat? Sunt sora ta! A, da, am uitat! E sora mea, Emma! Ce se întâmplă aici? Te rog, zi-mi ce se întâmplă! Simi! Ei bine, aceasta este o viziune. Vei avea o viziune cu multe persoane. Vei avea viziune cu elementul piatră, cu elementul foc, cu multe elemente, până și cu elementul întunericului, cu elementul umbrei, chiar și cu mama ta. Vei avea o viziune și cu mama ta. Nu știu când, dar o vei face. Vei avea și o viziune cu mama ta. Ok, ce vrei să-mi spui? Tu și Ali vă aflați extrem de aproape de un castel. Castel? Dar suntem în 2024, nu în 2019 sau ceva. Ei bine, o să vă dau niște invicii. Undeva, unde voi două nu ați căuta, portalul se va afla. Iar spe castel te vă va teleporta. Poftim? Dar ce loc? Eu iubesc Sudbrookhaven-ul. Vei vedea tu. Este un loc de care te-ai ferit de mult timp. Acum ești gata să te trezești? Deja trebuie să nu mai posta? Nu, din păcate. Transmite-i lui Ali salutări. Bine. Pa. Pa. M-am trezit. Mi-amintesc totul acum. Era clar, nu pot să cred. Trebuie să mă duc să-i zic și lui Ali. Oh my God. Trebuie să mă duc să-i zic și lui Ali. Trebuie să știe și Ali asta. Ali. Ivy. Însă și te-ai trezit! Doar de 3 zile! Am avut o viziune! O viziune? Ce e aia? Am văzut-o pe Emma! Am visat-o! Mi-a zis că există un portal care o să ne ducă la un castel, într-un loc în care n-am fi niciodată,
într-un loc în care nu ne-am duce niciodată. Trebuie să mergem să explorăm, să vedem. Trebuie să ajungem la castelul acela. Poate că în acel castel o vom vedea pe mama noastră. Pe ce mai stăm? Să mergem! Da, haide, să părăsim casa asta. E timpul să mergem. Și nu ne luăm nimic? Nu, este un portal. Probabil că lumea în care mergem o să avem deja totul. Să mergem! Am ajuns! Ce căutăm la motel? N-am fost în viața mea când trăim în acest loc, că e cam urât. Știu, dar Emma a zis că într-un loc în care noi nu ne-am aștepta și nu ne-am duce niciodată ar fi portalul, deci aici e. Deci, haide, urmează și nu te mai plânge. Haide! Haide, Ali! Mamă mia! Mergem, Ali? Nu aș merge! Haide! Lasă-mă în pace! Unde sunt? O altă viziune? Nu, dacă era o viziune, era cineva aici. Mama mia! Unde e Eli? Oh, nu! Dacă au pățit ceva! Dacă acum sunt capturată de întuneric! Stai așa! De ce e totul albastru? Oh my God! E steaua! Steaua lunii! Știu, steaua lunii! Steaua asta lunii o aveam și eu! Oh my God! Trebuie să văd dacă Ali este pe aici! Mama mia! Aici covorul e negru? What? În fine, mă duc să o caut pe Ali! Ali! Oh my God! Cât de galben e asta! Ah! Am atins galben și mă doare! Bună, surioară, ce faci? M-a speriat! Da, scuză-mă pe mine că m-ai adus aici. Eu de aici acum locuiesc, gata. Eu aici locuiesc, nu ne mai cumpăr în casă. Uite ce frumos e totul. Și tot ce e galben e așa, simt ca și cum parcă sunt pe soare, e atât de cald și bine. Eu simt că mor dacă mă ating. Dar e cald de albastră aici. Eu am revenit, gata. Mama mia, suntem într-un castel. Oh my God. Într-un castel, dar prea seamănă cu unul. Poate s-a mai modernizat, poate. Poate da, poate. What? Tu vezi? Sunt portale. Asta-i portalul spre pământ. Asta portalul spre întuneric. Portalul spre lumină. Portalul spre apă. Și portalul spre dimensiunea de foc. Oh my God! Vreau să mă duc în ăla de pământ. Stai, Ali! Dacă, hai să rămânem aici. Nu, eu zic să venim să ne luăm bagajele. Bine, haide să mergem. Hai! Am presimțire că nu suntem singuri în castelul acesta. Așteaptă-mă! Au plecat. Acum putem să fim și noi liberi. Trebuie să afle că noi suntem și noi elemente, nu-i așa, Jake? Da, trebuie să afle. De-abia aștept să vină înapoi. Nu am mai văzut vizitator de peste 100 de ani. Da, castelul ăsta e de atât de mult timp aici și timpul nu trece mai deloc, nu știu. Zici că suntem pe timp opriți. Hai să ne uităm la televizor. Bine!